Este Dumnezeu în veci.
O Iisuse milostive, noi la Tine alergăm, după atâta rătăcire, numai în Tine mai sperăm, după atâta rătăcire, numai în Tine mai sperăm. Mare durere și moarte amară pentru noi ai îndurat. Noi, în schimb, Te-am dat uitării, sau cu Iuda Te-am trădat. Noi, în schimb, Te-am dat uitării, sau cu Iuda Te-am trădat. Ne-am îndepărtat de Tine, dar nimic n-am câștigat, doar necaz, dezamăgire, griji și zbucium am aflat. Doar necaz, dezamăgire, și zbucium am aflat. Lăudat să fie Iisus Hristos! Bună seara, iubiți ascultători ai Radio Maria și dragi persoane ce ne urmăriți prin intermediul internetului. Preasfințitul Iosif continuă seria catehezelor de joi seara de aici, din catedrala noastră de Iași. Continuă aceste cateheze chiar și astăzi, când avem sărbătoarea Sfântului Iosif și este patronul Preasfințitului. Suntem fără public, doar în fața microfonului și a camerei de luat vederi. Cred că avem nevoie de această cateheză. Trecem prin momente delicate în zilele acestea, iar cuvântul de învățătură al Preasfințitului poate să ne întărească credința și să ne apropie mai mult unii de alții, să ne apropie mai mult de misterele credinței noastre, desigur, de Dumnezeu. În seara aceasta avem o minune destul de cunoscută din Evanghelia după Sfântul Ioan. Este prezentată în tot capitolul al 9-lea. Este un text lung, dinamic, este plin de dialog. Înainte de a asculta cateheza, vă invit să ne îndreptăm gândul și atenția spre Dumnezeu prin rugăciune. O Duhule Sfinte, vino și ne descoperă marele mister al lui Dumnezeu, Tatăl și Fiul uniți într-o singură iubire. Fă-ne să putem vedea marea zi a lui Dumnezeu strălucind într-o sfântă lumină. Din sângele lui Hristos apar zorii unei lumi noi, în care fiul rătăcitor se întoarce acasă, orbul își recapătă vederea și tâlharul cel bun este iertat. Iisus Hristos învinge moartea, iubirea învinge teama și iertarea îndepărtează păcatul. Amin.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin cântec să ne unim în rugăciune și să-L invocăm împreună pe Duhul Sfânt. Iisuse, te așteptăm, putere să ne dai și zilnic să luptăm, să ne apropiem de rai. Urmând chemarea ta, vom merge în misiune, să răspândim mereu credința în lume. Trimite asupra noastră, Doamne, Duhul Tău divin, să ne inunde sufletul însetat. Cuprinși de-a sa putere, vrem cuvântul să-l vestim și martori noi să-i fim neîncetat. De dimineață pornim la drum spre tine, ajută-ne să alegem dintre toate ce e bine. Când grele încercări ar vrea să ne despine, îndreaptă-ne privirea către tine. Trimite asupra noastră, Doamne, Duhul Tău divin, să ne inunde sufletul însetat. Cuprinși de-a sa putere, vrem cuvântul să-l vestim și martori noi să-i fim neîncetat. Iubiți ascultători ai postului de Radio Maria și iubiți credincioși, copii, adolescenți, tineri sau vârstnici care sunteți în legătură directă cu noi în această transmisie din Catedrala Romano-Catolică din Iași. Continuăm pregătirea noastră spirituală pentru Marea Sărbătoare a Sfintelor Paști. Tema catehezei de astăzi este credința în Iisus Hristos. De altfel, menirea tuturor catehezelor din timpul postului mare este să ne apropie tot mai mult de Hristos, să-L cunoaștem mai bine, să credem cu adevărat în El, să-L iubim, să ne împlinim, pentru că El este bucuria și fericirea noastră. Cu această cateheză trecem de la atmosfera de sărbătoare pe care Biserica ne-a oferit-o astăzi, 19 martie, când îl sărbătorește pe Sfântul Iosif, la atmosfera specifică postului mare. Continuăm așadar în atmosfera postului pregătirea noastră spirituală pentru sărbătoarea Paștelui. Așa cum v-a spus deja Părintele Mihai, în centrul atenției, în duminica ce urmează a patra apostolului mare, este episodul din Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 9, cunoscut de altfel de majoritatea dintre noi, sau poate chiar de toți dintre noi, și anume episodul vindecării unui orb din naștere.
Lucrul acesta s-a întâmplat în Ierusalim, în cetatea Ierusalimului, la templu. Era a doua prezență a lui Iisus acolo, de la începutul activității sale publice. Prima prezență a lui Iisus la templu, ne amintim, era aceea în care Iisus a făcut ordine în casa Domnului și a cerut tuturor să respecte sacralitatea locului în care Dumnezeu a ales să locuiască în mijlocul poporului. Templul din Ierusalim, mărețul templu, fala poporului ales al lui Dumnezeu. De data aceasta, Iisus afirmă că există o tainică și puternică legătură între El și Cel care L-a trimis, Dumnezeu, care L-a trimis pe pământ. Și suntem surprinși că din toți cei care erau prezenți la această minune pe care a făcut-o Iisus, doar orbul vindecat va recunoaște prezența lui Mesia. Ceilalți vor rămâne încă în așteptare. Să intrăm acum în miezul catehezei, credința în Iisus Hristos. Ca de fiecare dată, cateheza este structurată pe patru puncte. Primul, ziua lui Mesia. Al doilea, Iisus este Fiul omului. Al treilea punct, cred, Doamne. Iar al patrulea, ca întotdeauna, este de fapt partea practică a catehezei, aplicarea ei la viața noastră, și l-am intitulat Darul Credinței. Le luăm la rând. Primul punct, ziua lui Mesia. Este bine să știm că recunoașterea prezenței lui Mesia în persoana lui Iisus Hristos Nazaritianul este unul dintre mesajele centrale ale acestei cateheze. Recunoașterea prezenței lui Mesia în persoana lui Iisus din Nazaret. Putem ajunge la o adevărată cunoaștere a lui Mesia prin rugăciune, prin meditație, prin contemplație, printr-o conștientizare profundă a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dar acest mod de a cunoaște nu este cunoscut de mulți, este ignorat de mulți, este refuzat de mulți. De ce zic acest lucru? Pentru că mulți nu se roagă, nu meditează, nu conștientizează profund prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, al oamenilor. Aduce, de fapt, acest lucru și multe riscuri, provoacă multe tensiuni. Această cunoaștere este profundă, este susținută de Harul Divin. De aceea nu este ușor accesibilă pentru multe persoane. Așa era acum 2000 de ani, după cum observăm în Evanghelie. Dar și în zilele noastre percepem o mare dificultate atunci când ne apropiem de cunoașterea adevărată. Să fie oare vorba despre o alegere existențială ce are la bază libertatea și credința? A-L recunoaște pe Iisus sau în Iisus pe Mesia a fost o mare provocare acum 2000 de ani, când Iisus era văzut cu ochii trupului de mulți. Iisus se găsea la Ierusalim.
la sărbătoarea corturilor despre care v-am mai vorbit. În cadrul acestei frumoase și populare sărbători, templul și cetatea erau toate scăldate în lumină, iar ceremoniile comemorau drumul parcurs în pustiu de poporul ales al lui Dumnezeu sub călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu prezent în acea coloană de foc. În templu fiind, Iisus își exprimase părerea despre credința lui Abraham și credința în Dumnezeu. Afirmase despre el însuși: eu sunt lumina lumii. Aceste cuvinte au căzut, ne închipuim, ca un fulger asupra ascultătorilor și au condus imediat la o aprigă dispută. Ce se întâmplase? Iisus le spuse iudeilor: rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Ioan 8, 31-32. Iar despre el afirmase: mai înainte de a fi fost Abraham, eu sunt. Cum să nu rămână uimiți cei care îl ascultau? Când Iisus a spus eu sunt, el de fapt afirma că este Dumnezeu, pentru că acesta era numele lui Dumnezeu, revelat lui Moise în Vechiul Testament. Eu sunt cel ce sunt, adică existența însăși. Și vedem, Iisus spune aici, mai înainte de a fi fost Abraham, eu sunt. Se prezentase ca Mesia și situația s-a încordat atunci la maximum. Iisus exprimase o apropiere între persoana sa și cel prea înalt, Dumnezeu. Iar aceasta era de neconceput pentru evrei, pentru farisei în special. Acuzându-l de blasfemie, iudeii i-au spus așa: cine te crezi? Și căutau apoi pietre pentru ca să-l ucidă. Dar el s-a ascuns imediat. Notează Evanghelistul Ioan, capitolul 8, versetele 53 și 59. Când iudeii s-au potolit, Iisus a ieșit din templu și la o poartă de intrare. Cetatea era prevăzută cu mai multe porți de intrare. La o poartă de intrare era un cerșetor orb din naștere. L-au întrebat atunci discipolii: Doamne, cine a păcătuit că omul acesta s-a născut orb? Că așa credeau iudeii. Când unul era bolnav, atacat de o boală, spunea că este o urmare, o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru cine știe ce păcate ale lui sau ale părinților sau înaintașilor. Credeau discipolii că suferința celui sărman este cauzată de păcate, dar nu era adevărat. Era doar o prejudecată din mintea lor. Orbul din naștere nu cunoștea lumina. Dacă era orb din naștere, cum să cunoască lumina? Nu putea să citească din Scripturi, nici nu cunoștea chipurile celor din jurul său. Nu știa cum arată o floare, un copac, un om. Se afla într-o situație lipsită de orice siguranță. Am putea crede că era trist și total nenorocit. Dar nu era adevărat. Mai avea în sufletul său
o licărire de lumină, de speranță. Chiar în nenorocirea care se abătuse peste el, aveau să se arate lucrările lui Dumnezeu. Chiar el avea să recunoască, chiar el, orbul, avea să recunoască ziua lui Mesia. Adică ziua care aduce lumina și pacea în viața celui care se apropie cu adevărat de Dumnezeu. Aceasta este ziua lui Mesia, primul punct al catehezei. Trecem acum la al doilea. Iisus este Fiul omului. Destăinuindu-le că atâta timp cât este în lume, El este lumina lumii, Ioan 9:5, Iisus le-a spus în mod clar și deschis discipolilor că ziua pe care o trăiesc este ziua lui Mesia. Ei erau cu adevărat cei fericiți, deoarece cunoșteau ziua în care cel trimis de Tatăl Ceresc aducea lumina în viața fiecărui om. În fața celor prezenți, Iisus, cum notează și descrie cu detalii chiar Evanghelistul Ioan, Iisus a scuipat pe pământ, a făcut tină și a uns apoi ochii orbului, spunându-i ca să meargă să se spele în piscina Siloie, care înseamnă trimisul. Această piscină, această scăldătoare, se găsea dincolo de ziduri, la baza sau bazele contrafortului de sud al colinei pe care se afla templul. Cel orb a mers și s-a spălat, adică a făcut ceea ce i-a cerut Iisus. Și chiar în acel moment s-a întâmplat minunea. A început să vadă. A început să vadă. Vă puteți închipui ce bucurie pentru el în acel moment. Cuprins de această mare bucurie, cel vindecat vedea pentru prima dată lumina, lumina soarelui, chipurile persoanelor dragi, frumusețea unei flori, a unui arbore și așa mai departe. Mergea acum sigur, se bucura de viață în casa părintească, iar vecinii lui se mirau. Nu este el cel care ședea și cerșea? Profund mulțumit, repeta: eu sunt acela, mi-am căpătat vederea. Abili cunoscători ai tradițiilor, fariseii l-au întrebat și ei pe cel vindecat cum de a început să vadă. Știau și ei foarte bine că era orb. Bucuros să povestească pentru a treia oară ce îi se întâmplase, el le spunea: simplu, omul care se numește Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la Siloie și spală-te. Este un profet. Vedeți, el este primul orbul care spune, recunoaște în Iisus pe Mesia. Este un profet. Evanghelia notează faptul că fariseii i-au întrebat până și pe părinții omului vindecat ce părere aveau despre fiul lor. Aceștia au recunoscut că era într-adevăr fiul lor. Au confirmat că mai înainte era orb, orb chiar din naștere. Apoi le-a declarat că nu era vina lor că și-a căpătat vederea. De fapt, de ce s-au exprimat ei așa? Se temeau de iudei și nu voiau să-i pronunțe numele lui Iisus, de teamă să nu fie excluși din sinagogă.
Fariseii nu voiau să accepte minunea. Faptul că orbul din naștere își recăpătase vederea era evident, dar ei nu voiau să recunoască, să accepte minunea. De aceea au continuat investigațiile, l-au chemat și l-au interogat pe orb, orbul vindecat, cerându-i să nu mai vorbească despre cele întâmplate. Dar vă închipuiți cum să tacă? Îi era imposibil. Repeta mereu același lucru. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Bucuria ce se revărsa în viața celui vindecat erau de nestăvilit. Se bucura de lumină, contempla lucrarea lui Dumnezeu și mirat de insistențele fariseilor care l-au întrebat: ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? El le-a răspuns: v-am spus deja și nu m-ați ascultat. Voi nu știți de unde este, iar El mi-a deschis ochii. Dacă acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic. Vedeți ce simplu răspundea omul, dar argumenta puternic minunea pe care Iisus a făcut-o cu el. Așa încât fariseii au rămas într-un fel blocați. Omului vindecat nu-i păsa de iudei, de farisei, de faptul că l-au dat afară din comunitatea lor. Pur și simplu se bucura că vede. Vorbea tuturor despre noutatea din viața lui, că era absolut o noutate. Iisus i-a schimbat viața, Iisus i-a dăruit lumina. Acum, nu numai că vedea, dar putea și să vadă lumina, cu majusculă lumina, adică să-L vadă în Iisus pe Fiul omului. Iisus este Fiul omului. Al treilea punct al catehezei: cred, Doamne. Să ascultăm în liniște dialogul dintre Iisus și cel vindecat. Iisus îl întreabă: crezi tu în Fiul omului? Crezi tu în Fiul omului? Cine este, Doamne, ca eu să cred în El? L-ai și văzut. Este Cel care vorbește cu tine. Și atunci orbul face această declarație, profesiune de credință: cred, Doamne, cred, Doamne. Este un dialog unic. Iisus îi oferă celui vindecat darul descoperirii Fiului omului, iar cel vindecat se închina înaintea Lui, recunoscând în El pe Cel trimis, pe Fiul omului, cu majuscule amândouă, Cel pe care iudeii nu voiau să-L recunoască și pe care voiau să-L ucidă cu pietre, se descoperă în fața lor ca lumina lumii. Gestul ungerii ochilor și minunea vindecării era o mărturie a misiunii sale, inaugurarea unui timp nou și a unei noi comunități ce își va mărturisi credința cu tărie și curaj. Iată cine era Iisus și cum a voit El să se descopere, să se reveleze în această minune pe care a făcut-o, ca lumina lumii, Cel venit să inaugureze un timp nou în omenire și o nouă comunitate care își va mărturisi credința, cum spuneam, cu tărie și curaj. Primii creștini vedeau mărturisirea credinței în Hristos
ca o trecere de la lumină, de la întuneric la lumină. O schimbare a vieții înțeleasă ca trecere de la sclavia păcatului la practicarea bunătății, a dreptății, a adevărului. Iisus, lumină a lumii. Și în acest context este plasată a doua lectură de duminica viitoare, în ritul nostru latin, luată din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni, capitolul 5, în care Apostolul spune așa: umblați ca fii ai luminii. Apostolul neamurilor era convins că rolul luminii ne permite să descoperim voința lui Dumnezeu în faptele de fiecare zi. Lumina primită de la Hristos ne arată calea pe care să mergem. Desigur, niciodată singuri, ci împreună cu ceilalți frați, împărtășind cu ei și procesul convertirii și bucuria vieții. Și una și alta, împreună cu ceilalți frați. Trecem acum la ultimul punct, care este, de fapt, partea aplicată a catehezii, darul credinței. Nu știu dacă am meditat vreodată îndeajuns asupra acestui mare, mare, imens dar pe care Dumnezeu ne l-a făcut. Dumnezeu ne l-a făcut. Și aș vrea să faceți o distinție între religiozitate și credință, credința creștină. Religiozitate este ceva natural, înnăscut în om. Acea tendință a fiecărui om pe care Dumnezeu a sădit-o în om după divinitate, după ființa supremă. Credința creștină însă este un dar, un dar al lui Dumnezeu, ceva supranatural, deasupra naturii, vine de la cel de sus, de la Dumnezeu. Prin credință suntem în comuniune cu Dumnezeu. Asemenea orbului din naștere, să cerem harul de a vedea și de a-L cunoaște, a-L recunoaște în persoana lui Iisus, pe cel trimis de Tatăl Ceresc. Să cerem în timpul postului mare harul de a ne apropia mai mult de Iisus Hristos, de Iisus Hristos care este lumina lumii și Fiul omului, Cel care a venit să ne mântuiască. Vă propun să reflectăm practic în aceste zile asupra următoarelor trei căi. Toate acestea sunt legate de text, de textul pe care l-am explicat. Aceste trei căi sunt calea vindecării, a doua cale, calea familiei, și a treia, calea credinței. Calea vindecării. Orice vindecare este un dar al lui Dumnezeu. Și convertirea din timpul postului mare este tot o vindecare, o trecere de la o situație de păcat la o viață trăită în harul lui Dumnezeu. Și această vindecare are loc atunci când ne apropiem de Iisus Hristos cel trimis, când îi ascultăm cuvântul, când ne mărturisim credința. Prin Iisus, harul divin aduce lumina și aduce pacea în sufletul nostru, în viața noastră. Acesta este rodul convertirii, rodul vindecării, comuniunea cu Dumnezeu. În această comuniune nu există umbră de păcat. Când parcurgem calea convertirii, chiar dacă ea este grea, când parcurgem această cale a convertirii, suntem în pace cu noi și cu cei din jurul nostru,
Acesta este un mare dar. Deci calea vindecării, trecerea, am putea spune, comparându-o cu orbul, de la întuneric la lumină, convertirea. A doua cale, calea familiei, este calea parcursă alături de cei dragi ai noștri, locul în care ne simțim bine și în siguranță. Putem spune că este și calea mai amplă de care ne bucurăm împreună cu rudele noastre, cu prietenii noștri, cale pe care noi o străbatem în compania colegilor de serviciu și așa mai departe. Calea familiei, să parcurgem această cale, exprimându-ne propriile convingeri cu toată libertatea. Să ne arătăm respectul față de orice om. În fiecare om descoperim chipul tainic al lui Hristos. Când avem în noi lumina lui Hristos, recunoaștem că suntem copii ai lui Dumnezeu. Să fim recunoscători pentru orice formă de viață pe care o vedem și o admirăm. Calea familiei, așadar. Și a treia cale, calea credinței. Primim darul credinței numai de la Dumnezeu. Este darul Lui. Este virtute teologală, credința, speranța și iubirea. Credința, prima. Virtute teologală, credința este un dar unic ce ne face să fim foarte curajoși, determinați și liberi în orice situație a vieții, chiar și în fața durerii și a suferinței, cum este aceasta pe care o parcurgem noi, că sunt nevoit acum să vorbesc având în față numai băncile în catedrală, dar îi am prezenți în fața mea, în mintea mea, pe toți cei care mă ascultă la Radio Maria sau mă urmăresc direct, vizual, pe internet. Credința ne ajută să depășim și aceste momente, momente grele, într-adevăr, prin care trecem. Dar trebuie să avem o credință puternică, o credință vie, care îndepărtează teama și frica, care aduce liniștea și pacea în suflet, chiar în situațiile grele în care ne aflăm. Când avem o credință trainică, foarte puternică, vie, atunci ne apropiem cu sinceritate de toți cei din jurul nostru și nu mai vedem în ei decât frați, frați întru Hristos, copiii aceluiași Tată Ceresc. Iubiți ascultători și iubiți credincioși care sunteți în legătură directă cu transmisia noastră de aici, din Catedrala din Iași, nu trece, cred, o singură zi în viața noastră în care să nu întâlnim pe cineva cu mâinile întinse, într-o formă sau alta, adică pe cineva care are nevoie de noi, de ajutorul nostru. Ați remarcat acest lucru? Și dacă ați remarcat întrebarea, ce ați făcut? Ați adus o rază de lumină? Ați alinat o durere sau ați potolit o situație de suferință într-unul sau altul din semenii noștri? Ați văzut în persoana celui întâlnit chipul lui Hristos? E mare lucru să știm, să recunoaștem în semenii noștri chipul lui Iisus. Fiecare răspuns dat la aceste întrebări tăinuiește o unică și admirabilă mărturisire de credință. Să folosim din plin timpul sfânt al postului mare ca un timp de har pe care Dumnezeu ne-l dă și să ne mărturisim credința noastră în Iisus, lumina lumii,
să înaintăm pe calea convertirii, dar nu singuri, împreună cu alții, împreună cu cei dragi, că formăm împreună o familie, familia copiilor lui Dumnezeu, să pășim cu multă încredere pe calea credinței. Acestea sunt gândurile pe care am voit să vi le împărtășesc la această cateheză, în dorința de a continua, în ciuda situației grele în care ne aflăm, cu mult efort, pregătirea noastră spirituală pentru marea și sfânta sărbătoare a Paștelui. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute. Amin. Mulțumesc, preasfințite Iosif, pentru învățătura expusă în cateheză. Minunea vindecării orbului din naștere este plină de provocări. Mi-a rămas întipărită imaginea acelui orb din naștere. Nu putea să vadă chipurile persoanelor din jur. Nu văzuse niciodată lumina. Și cred, ce bucurie nespusă a adus Iisus în viața lui odată cu lumina ochilor, atunci când a intrat bucuria în viața lui. Să se bucure împreună cu cei dragi, cu cei pe care i-a auzise înainte și pe care acum putea să-i recunoască. Cred că și noi ne bucurăm nespus de fiecare dată atunci când recunoaștem darul lui Dumnezeu în viața noastră. De fiecare dată atunci când descoperim chipul Mântuitorului în cei dragi. Este mare acest dar al recunoașterii, al apropierii de Iisus, al recunoașterii prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru, așa cum ați subliniat de-a lungul întregii cateheze. Cred, Doamne, sunt cuvintele orbului vindecat din Evanghelie. Și aici, în seara aceasta, cred că pot să fie și cuvintele noastre. Cred, Doamne, avem nevoie de darul credinței în fiecare zi, pe cele trei căi, așa cum ați spus, pe calea convertirii, pe calea familiei și, desigur, pe calea credinței. Uniți în solidaritate, uniți în rugăciune, întăriți de harul lui Dumnezeu, suntem mai încrezători și în aceste zile, de-a lungul dificultăților pe care suntem invitați să le depășim cu toții. Acum, la sfârșit, ca de obicei, vă invit să ne înălțăm din nou privirea spre Dumnezeu, tot în rugăciune, cerând har de la El pentru noi și pentru toți cei dragi. Doamne Iisuse, Tu ești lumina lumii. Tu dăruiești lumina celui care este în întuneric. Tu ai venit pe pământ și te-ai făcut asemenea nouă, deschizându-ne calea spre izvorul vieții. Nu ne rămâne decât să pășim cu bucurie spre frații noștri pentru a le povesti tot ceea ce ai făcut pentru noi. Doamne Iisuse, Tu ești trimisul Tatălui, Tu ai venit de la Tatăl, iar noi credem în Tine. A crede în Tine înseamnă a ne lăsa mântuiți, a primi rodul jertfei Tale. Dă-ne harul de a ne lăsa iubiți și de a ne încrede în Tine cu totul. Doamne Iisuse,
Ajută-ne să umblăm ca niște fii ai luminii și să descoperim voința lui Dumnezeu în faptele de zi cu zi. Amin. Aici se încheie cateheza din seara aceasta și îl invit pe preasfințitul ca să ne dea binecuvântarea. Înainte de binecuvântarea finală, vreau să revin cu îndemnul pe care l-am repetat de multe ori în aceste zile, și anume acela de a păși înainte în ciuda dificultăților mari, suferințelor mari prin care trecem împreună cu întreaga omenire, putem spune, dar puterea credinței ne va ajuta să mergem înainte, să nu uităm că deasupra noastră este totdeauna Dumnezeu, chiar dacă noi suntem acum în furtună, să spun, folosind imaginea aceasta, precum barca în care se aflau ucenicii cu Iisus pe lacul Genezaret, lac care era cuprins de furtună, dar Iisus dormea. Atunci când ucenicii au văzut că gata să se răstoarne, l-au zdruncinat un pic, l-au mișcat pe Iisus și i-au spus: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Suntem gata. Și acum ne speriem noi toți acum de puterea acestui virus, care e așa de mititel. Și ce le-a spus Iisus? De ce era să vă temeți? Unde vă este credința? Nu știați că eu sunt în barcă cu voi? Și atunci a poruncit vântului, furtunii, să se potolească și îndată s-a făcut liniște. Ei bine, să nu uităm că alături de noi este Dumnezeu. Chiar în aceste momente de furtună, să nu ne pierdem credința. Cu puterea credinței, repet, să mergem înainte, pentru că va veni și lumina, bucuria. Dumnezeu va asculta rugăciunea, suspinul nostru și ne va ajuta să revenim la normal și să vedem bisericile mai pline ca înainte, dar cu o credință fortificată și cu hotărâre de a trăi cu ceilalți din jurul nostru în adevărată fraternitate, iubire, respect, și la fel cu natura în care trăim, să avem respect față de ea, pentru că este creată de Dumnezeu. Nu să ne batem joc de ea, ci să o respectăm, cum ne îndeamnă Sfântul Părinte Papa. Așadar, curaj, rugăciune, încredere în Dumnezeu. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Cateheza s-a încheiat. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.